baza mărturisirii și a credinței personale și la porunca Domnului, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. În 2009, pentru prima oară, cu familia, am ajuns aici, în zona aceasta, și am fost atinși să vedem nevoia mare de Evanghelie, nevoia mare a sufletelor pierdute, a sufletelor care căutau un răspuns, căutau ceva pentru viața lor. Și această nevoie a lor ne-a atins inima, mie, soției mele și mai apoi copiilor mei, Lydia și Daniel, care au împărtășit această viziune pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră și au devenit astfel părtași acestei lucrări și parte din această lucrare. Era în 2009, în august, înainte să vin eu în septembrie, venise Sebastian cu câțiva voluntari și foraseră fântâna, care e acum, și ridicaseră, puseseră pereții la dușuri și la toalete. În rest, bucătăria o aveam în cort, locuiam în corturi și aproape tot campul ăsta era numai buș. Era drumul de acces, era numai buș, tufe. În 2009, când am ajuns aici, era o perioadă mult mai grea, din multe puncte de vedere, începând din perspectivă spirituală, oamenii erau debusolați, fără un răspuns, fără scop, fără sens. Bushmen are migrant people who, you know, today they are here, tomorrow they are there, and they do not know much about the word of the Lord, really. Oamenii erau lipsiți de tot ceea ce este parte socială și lucrurile acestea ne-au atins inima și ne-au făcut să ne hotărâm, să luăm o hotărâre înaintea lui Dumnezeu, să rămânem aici. Și din 2009 până acum, în 2014, am început să facem pași încet și să investim într-un fel cât mai practic cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât inimile acestor oameni să fie atinse. Ne bucurăm de faptul că în momentul când am fost chemați în zona aici de șeful de trib, Chief Arnold, ei au fost foarte încântați și foarte dornici de a veni și a face ceva pentru a aduce o schimbare în zonă. Ne-a dat o locație, un teren pe care am pus bazele unei baze de misiune și am început să defrișăm acea zonă, o zonă plină de tufele acestea foarte spinoase, și am început să o defrișăm. Lucrarea asta cu debușizare foarte obositoare. Nu mi-am imaginat până nu ne-am apucat noi de debușizat, până nu am dorit să ne extindem cu grădina și cu partea de agricultură. Și când ne-am dat seama, de fapt, câtă greutate e ca să debușizez și ținând cont că oamenii aceștia nu, pe atunci, nu aveau alimente cu ce să se hrănească și nu aveau putere și nu aveau unelte cu ce să facă agricultură, atunci m-am convins, am zis, nu degeaba oamenii ăștia sunt starea care și nu se pot dezvolta. Când a venit în 2009 soția mea aici, ea în loc să-și aducă haine și alte lucruri, și-a adus semințe, viță de vie, meri și alți pomi fructiferi ce i-a mai dus ea pe aici. Și a fost foarte încurajată să facă ceva în plus pentru această zonă. Ne-am bucurat de faptul că Dumnezeu ne-a dat binecuvântare și începuturile acestea slabe, Dumnezeu le-a binecuvântat. Am început cu o mică grădină Și am plantat, am dorit să încerc să plantez și porumb, să văd cum crește. Da, am mai făcut a doua grădină de porumb și spre dezamărgirea mea au sărit animalele și au distrus gardul. Gardul nu era destul de solid ca să protejeze producția. Porumbul crescut, dar când era mărișor, l-am mâncat tot animalele. Și atunci am înțeles că ca să încep eu lucrarea cu agricultura trebuie să ai un gard zdravăn, ca să nu sară înăuntru animalele sălbatice sau vacile. În general, triburile Herero au vaci pe aici. Că bușmenii sunt prea săraci. Foarte rar bușmen care are câte o văcuță, două. Dar, și atunci am știut și am început să facem gard. Și am zis că ne întindem. Din cauza lipsei, aceasta este o nevoie acută, mâncarea. Ei, dacă au mâncare, bușmenii sunt foarte fericiți. Și dacă au mâncare numai în ziua respectivă, nu neapărat ca noi, să avem provizii în cămară pentru o lună de zile și suntem happy, fericiți, sau avem un servici și știm că avem pe ce să ne bazăm. Nu, ei nu au cămară, ei nu au frigider, curent electric, absolut nimic pe ceea ce să se poată baza, decât pe sacul ăla de mălai care l-au în colibă și ceea ce pot aduna de pe câmp. Acum, încet, încet, am început să-i ajutăm și pe ei să-și facă câte o grădină, dar asta implică să le donăm noi sârma și să le împrumutăm unelte ca să-și poată debușiza și așa încet, încet să se poată dezvolta și ei. Văzând faptul că oamenii aceștia sunt nu săraci, dacă aș spune că sunt săraci, nu există cuvânt. Cred că este greu să exprimi ce înseamnă sărăcia, atâta timp cât nu ai gustat-o, atâta timp cât nu ai avut parte de ea. Este greu să spui ce înseamnă să trăiești într-o zonă unde poate ai la 10, 30, 50 de kilometri următorii vecini ai tăi, care sunt la fel sărași ca tine, o zonă în care de multe ori este foarte secetă și poate mai mult de 8-9 luni pe an nu plouă. Este o zonă foarte aridă, cum vă spuneam, o zonă unde cresc mai mult arbuști sau tufe din acestea foarte spinoase. Acești oameni au început să se adapteze acestor condiții foarte vitrege și au început să trăiască în această zonă din lucrurile care le-au găsit aici, din semințe, din rădăcini, din frunze, tot felul de plante din acestea care le găsesc, dar care nu pot să ajute de ajuns la nevoia de hrană pe care acești oameni o au. Și ne-am dat seama că aici, în această zonă, trebuie să facem ceva mai concret. Trebuie să, pe lângă aduce Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă aduce Evanghelia acestor oameni, trebuie să facem ceva în plus. To see the difference, because these people only know the bush, they do not know the outside world. Once they're educated and you've put in Christianity, then they know that they are living at least for a purpose in life, not just like wild animals, you know, one place. They must know that we are here and there's a God that we are serving, and one day when we die, we are going to go to God. Dumnezeu ne-a pus pe inimă să începem să îi învățăm pe acești oameni să-și folosească pământul acesta nisipos, în a planta anumite plante, porumb din acesta alb, o plantă asemănătoare cu porumbul, mahango, fasole, alune de pământ. Astea sunt lucrurile care, în general, mai cresc în perioada când plouă sau dacă se irigă. Și am început prin harul lui Dumnezeu să învățăm acești oameni. La început, bușmenii ziceau, nu se poate, este imposibil. Bur, tradus, înseamnă agricultor. Bușmenii spun albilor de aici buri. Pentru ei, albii sunt legați de această meserie de agricultor. Când am vorbit pentru prima oară în sate cu oameni, cu lideri de aici, cu șefii de triburi, ei ne spuneau, nu se poate, nu putem. Deci voi sunteți buri, voi sunteți agricultori, voi faceți, asta e lucrarea voastră, noi nu putem să vă furăm meseria. și încet, încet am învățat că meseria aceasta este pentru toți aceia care vor. Între rândurile de porumb avea o distanță de 2 metri. Între fasole, să zicem, un metru și ceva, între cuiburile de fasole. Și când ne-au văzut pe noi cum plantăm porumbul, eu am plantat ca în România, cam 70 între rânduri și cam 25 între porumb. Și, zice, nu o să vi se facă nimic aici, porumbul stai plantat ca iarba. Și atunci ei când au văzut acum 2 ani ce producție am avut la porumb, zice, nu-i ba, zice, că anul viitor și noi așa-l plantăm, zice. Și au fost fericiți și încurajați, pe de o parte, pentru că e foarte greu să-ți debușizezi un hectar de teren și să sameni câteva fire de porumb sau câteva fire de fasole, pentru că eforturile foarte mari să debușizezi. În momentul când am ajuns aici, soția a mers la toți albii și la toți pe care i-a cunoscut să cumpere găini. Și a pus găinile pe ouă și încet, încet am avut cloște și am făcut pui repede și în scurtă vreme soția a dat la fiecare dintre cei din zona de aici, de lângă noi, câte o găină și un cocoș. De exemplu, la Cloșca aveau câte 4 pui. Și am zis, Doamne, dar ce-i cu cloșca asta numai cu 4 pui? Că eu eram învățată cu 14-15 pui la o cloșcă, cum am văzut la bunica, știi? Și le-am arătat. Zice, vai, cloșca asta nu o să stea cu pui, că zice, dacă spui diferențe unui negru, unui maro, unui galben, nu stă. Nu, zic, o să vedeți, că noi avem metoda noastră. Și când au văzut, și asta-l copiat. Astăzi, mulți bușmeni au găini. Unii au, cred că, mult mai multe găini ca și noi, care am început, și pentru ei este o încurajare și pentru ei este o mare încurajare și o bucurie. Am început să cumpărăm capre, oi, măgari și am început să le dăm acestor oameni pe sate. Cu toate că la început albii ne-au descurajat și ne-au spus nu se poate, ei nu pot să facă așa ceva, ei nu sunt făcuți pentru așa ceva. Cu toate acestea, Dumnezeu a lucrat. Ne-am bucurat de faptul că Dumnezeu i-a atins pe acești oameni și încet, încet acești oameni au început să învețe cum se lucrează pământul, am început să învățăm să-și îngrădească terenurile, le-am dat sârmă, i-am încurajat și așa se face că în multe zone pe unde am fost implicați, oamenii au început să-și planteze în grădini, să semene și asta pentru noi este o mare bucurie pentru că vedem că Dumnezeu a început să-i schimbe din acea stare în care era imposibil pentru ei să facă această meserie, să fure această meserie de la noi albi. Actualmente, bushmenii sunt foarte încântați și dornici de a deveni viitorii buri din zonă sau viitorii agricultori din zonă. Am început să plantăm o porțiune mai mică, de 1 hectar, apoi anul următor am plantat vreo 3 și tot așa, fiecare an am dezvoltat acest proiect. Și Dumnezeu ne-a dat mari satisfacții și bucurii împreună cu acești oameni. Am lucrat cot la cot cu ei și Dania meu, când a venit aici, avea 14 ani cam jumate, l-am pus ca și responsabil. L-am pus responsabil peste bushmeni. La început a fost o provocare pentru ei și foarte mulți, mai ales cei care erau mai în vârstă, au fost foarte surprinși de aceasta, mai ales că pentru ei era inacceptabil un copil la 14 ani să devină un lider și să fie lider peste oameni care aveau 50 de ani, 50 și ceva. Dar încet, încet ei au înțeles această nevoie de a lucra împreună și așa s-a făcut că Dani a început să lucreze cu ei, a început să îi îndrăgească și să învețe atâtea și atâtea lucruri frumoase de la ei, inclusiv limba lor, obiceiurile lor și prin aportul lui și prin faptul că Dani a lucrat cot la cot, de dimineață, de când s-a trezit până seara târziu, a lucrat cot la cot cu acești oameni, Dumnezeu i-a încurajat pe acești oameni și i-a motivat ca ei să devină o binecuvântare, ca ei să lucreze pământul. Pentru noi asta este o mare bucurie. Nu numai pământul, Dumnezeu a făcut ca acești oameni să devină oameni pregătiți în multe domenii. Efectiv, mulți dintre ei știu să lucreze pământul, mulți dintre ei știu să facă tot felul de cărămizi din acestea din pământ care i-am învățat, alții știu să zidească, să tencuiască, să sudeze, să conducă tractorul acesta care îl avem în bază. Și pentru noi e o mare bucurie, pentru că toată această schimbare pe care Dumnezeu a făcut-o în inima acestor oameni a schimbat zona și a dus o rază de speranță în inima acestor oameni. Și cred că Dumnezeu are lucruri frumoase prin care vrea să ne surprindă pe noi și pe acești oameni, așa fel încât El să-și poată lua gloria din toate aceste lucrări. La început am vrut să înțeleg ce înseamnă să fii bushman. Așa s-a făcut că într-o perioadă de iarnă, în timp ce era foarte frig, am încercat să mă adaptez cumva într-un anumit fel acestei zone. Și într-o perioadă când era foarte frig, undeva cred că minus 8 grade sau mai bine, am dorit să dorm într-o casă sau într-un sat bușmenesc. Vă spun, poate am dormit câteva, doar 2 ore, dar apoi m-am trezit în coliba lor, acolo înghețând de frig, efectiv, cu toate că coliba am umplut-o cu lemne, cu tot felul de lucruri ca să putem să ne încălzim. Undeva în jur de ora 11 ne-am trezit și până dimineața n-am putut să dorm, ci am băgat pe foc continuu. În mintea și inima noastră s-a deschis și a pătruns un gând, trebuie să facem ceva. Aproximativ 3 sau 4 luni pe an, temperaturile coboară în timpul nopții undeva sub 0 grade și asta nu face altceva decât să lovească într-un anumit fel în toată această zonă și oamenii aceștia suferă foarte mult în această perioadă și de aceea foarte mulți oameni sunt bolnavi de TBC. În sensul acesta ne-am gândit să facem ceva și așa se face că prin harul lui Dumnezeu a început să facem cărămizi din pământ sau chirpici sau vaiuc, cum se spune, și să folosim aceste cărămizi din pământ pentru a le clădi case trainice. Ei trăiesc în aceste colibe din paie, care în perioada rece sunt foarte friguroase, mai ales că în această perioadă bate și un vânt, așa ca și un crivăț, și am început să le construim case. Prima oară le-am construit într-un sistem mult mai puțin profesional și încet, încet ne-am specializat și noi și am învățat cum să construim și așa se face că am construit 3, actualmente 4 modele de case pentru diferite nevoi și asta n-a făcut altceva decât a început să schimbe zona. Dorim ca în viitorul apropiat Dumnezeu să ne dea putere și resurse să putem să construim la fiecare familie o casă din aceasta din pământ. O casă în care oamenii aceștia să fie păziți de frig și în același timp păziți de căldură. Există perioade în an când temperaturile cresc la 53 de grade în timpul zilei. Am avut anul trecut la umbră, în bază, 53 de grade. Dorim ca aceste case din pământ să le ajute, să-i ajute pe acești oameni să fie o binecuvântare și să le protejeze viața, sănătatea și prin asta ei să poată să laude pe Dumnezeu. De exemplu, casele astea de văiug, care le-am făcut din bolțar de pământ, sau nu știu cum să vă explic, când au văzut prima dată, nici nu le venea să facă cărămizile. Că ei își imagineau că atunci când vine ploaia, pentru că eu i-am întrebat, ce părere ați avut voi când ne-ați văzut pe noi că facem cărămizile astea de noroi? A, zice, ne-am gândit că nu o să țină. Când vine ploaia, le dărâmă cășile. Cum să-ți faci casă din noroi? No, ei își făceau acum din bețe și cu acoperiș de paie, dar nu din noroi, din cărămizi de noroi. Zicea, asigurat ploaia o să le distrugă. Și când au văzut, de fapt, că arată ca și o casă normală, au fost și ei încurajați și toți își doresc acum o casă din asta. Domnul Iisus a fost modelul pentru noi, modelul suprem, care le-a vestit oamenilor Evanghelia. Dar la un moment dat s-a uitat la ei și a văzut că sunt fometați și a zis, oricât le-ai spune la oameni de Evanghelie, oricât le-ai propovădui Evanghelia și nu ai face nimic, asta înseamnă că e jumătate. Și câteodată Evanghelia, iată, echipa asta din Bucovina, care în zilele acestea construiesc și zidesc câteva case, se poate vesti Evanghelia și cu târnacopul și cu lopata și ducându-te la ei și făcând ceva în mod practic pentru ei. Noi nu putem să ne ducem la oameni să le spunem Domnul Iisus este bun, este bun, îl iartă păcatele și să-i lăsăm cu stomacul gol și noi să ne ducem, noi avem atâtea lucruri și durerea mea mare este că atâtea lucruri avem noi în Europa, atâtea binecuvântări și facem atât de puțin pentru oamenii aceștia. I personally think that what Ovi is doing here is a very, very, very good thing, because he's trying to uplift the Bushman people, which are very, very backward, and they are poor, and what they need is education, you know, schooling, and that, I think that is his vision. Ovi's vision is to bring them up and educate them, teach them agriculture, craft, to work with your hands, and I think really it's always doing a wonderful job, because I've watched this thing growing from that time to now. To now there's a big, 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 big difference here in Kalahari New Hope, really. And it can only get better, I think. Am considerat că este foarte important într-o zonă în care oamenii nu cunosc multe lucruri de bază. Mi-am dat seama că aici trebuie să investim în generația tânără. Și astfel s-a născut în inima noastră dorința aceasta de a investi în copii. Și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ajutat să deschidem o școală creștină, numită Kalahari New Hope, o școală care să imprime în inima copiilor și în inima tuturor celor ce vin dorința după a cunoaște mai mult despre Dumnezeu, despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat și despre tot ceea ce Dumnezeu vrea să înțelegem și să pricepem. Actualmente, școala a crescut de la 20 de copii, 20 și ceva de copii, până actualmente suntem în jur de 130 de copii și ne bucurăm de acești copii care au început să se apropie, să înțeleagă nevoia școlii, nevoia de a învăța, de a cunoaște. We are very thankful for people like you that assist us, and I will encourage anyone to assist the private school, Kalahari New Hope, and that will give us hope in that area where they built the school. Last year, towards the end of the year, I was leading a team to go for inspection in that area, and I decided to make a tent at Kalahari New Hope, and truly I was impressed, not only me, but my colleagues, the team that were with me. They were also impressed by what was going on. And it's my belief that all other schools in the area can learn from Kalahari New Hope, because many schools are telling us, no, these people cannot learn, so the San children cannot learn. But from what I have seen, I realized that the San people can also learn, because they were speaking English better. Small kids, they were speaking English, they were singing, they were doing all other activities. It was, we find them doing this Christmas things. Hello to you, you are very special. God is with you. Don't be afraid, Mary. God is so pleased for you. Do not be afraid. I bring you news of great joy, good news for people across the world. Today in Bethlehem, a Savior has been born. That is from that time when I left the school, I came and decided to write a letter for that the approval must be, you are approved for the operation of the school, because we think it's one of our best school in the area. And please involve other schools nearby so that they can also learn from you. And you can see that these guys are intelligent. They need motivation. You must motivate them, and you will get results from the Bushmen. They are not stupid people. They are actually clever people. Kalahari New Hope, as we are speaking, their application is already approved by the government. It's one of our private schools in the region, also the Juba. And I'm glad that we came to this stage, that it is now approved officially, and they can go ahead with what they are doing. Credem că Dumnezeu va schimba zona aceasta prin generația tânără. Într-adevăr, proiectul și lucrarea este foarte mare. Dacă ar fi să calculăm câți copii sunt în zonă și câți urmează în următorii ani să devină elevi la școala Kalahari New Hope, sunt peste 500 către 1000 de copii. Pentru noi este o mare provocare și onoare și e o provocare la a crede că Dumnezeu are resurse și are capacitatea și puterea de a susține orice lucrare, pentru că El e Dumnezeu. I hope to live and to see this, to see the first Bushman go to university in Romania or something like that, you know. That I would like to see before I die. I would like to see, and all we do must take him over. Yeah. avem rezultate frumoase. Sunt copii care s-au întors la Dumnezeu, copii care mărturisesc pe Domnul și sunt plini de bucuria lui Dumnezeu și asta pe noi ne încântă foarte mult. Actualmente, la botezul acesta din ianuarie 2014, am avut 5 copii care s-au botezat și pentru noi este o mare bucurie, pentru că acești copii au decis de bunăvoie să-L urmeze pe Domnul. Credem că Dumnezeu ne va da multe bucurii în continuare prin acești copii care se vor întoarce la Domnul. Dorința noastră este ca această școală să ridice viitorii evangeliști, viitorii lucrători. Eram într-o duminică după masa, de obicei postim destul de mult pentru lucrarea spirituală, pentru că lucrarea spirituală, lupta spirituală e foarte mare, nu se poate prea mult explica în cuvinte și eram foarte tristă după masa aceea, într-o duminică după masa, și am fost în grădină să culeg câteva legume ca să-mi pregătesc pentru a doua zi lucrurile. Băieții erau plecați la o biserică din apropiere, ceilalți tineri. Și eu cu Lydia eram acasă, că facem prin rotație de obicei lucrarea aceasta. Și eram tristă și îmi venea să plâng. Am zis, Doamne, degeaba postez eu atâta și mă rog, vreau să văd lucruri mai mult randament pe plan spiritual, înțelegeți? Lucrare mai mare și parcă am văzut oameni care s-au întors la Domnul și anul trecut am avut un botez de 16 persoane în aprilie, o familie ne-a cerut să-i botezăm neapărat, vroiam să-i amânăm până acum la botezul ăsta, dar neapărat au vrut să fie botezat în aprilie și atunci am făcut botez numai pentru 2 persoane. Acum am avut 19 suflete care s-au botezat, dar totuși în aprilie, când am venit din România, nici un suflet nu ne ceruse botez, deci numai cei 2, cuplul acela, care chiar imediat au fost botezați. Și eu am știut în inima mea, pentru că am zis, în momentul când Lydia va avea nunta, dimineața vom avea botezul. Dar deci eu programasem botezul înainte să se ceară cineva la botez și m-am gândit, Doamne, între 15-20 de suflete, știam în inima mea că vor fi. Și am așteptat, am postit și m-a rugat, Doamne, te rog frumos, întorci la timp și în duminica respectivă, cum vă spuneam, eram tristă în grădină și aș vrea să văd mai multe suflete întoarse, Domnul, parcă eram tristă că erau numai câțiva candidați pentru botez. Și pe lângă grădină trec niște adolescente de la școală, adolescentele care s-au botezat. Și mă întreabă, mama Nele, unde-i Lydia? Păi zic, în bucătărie mergeți că o găsiți acolo. Și ei au mers la Lydia și au întrebat, Lydia, spune-ne, te rog frumos, e bine sau nu-i bine? Fiica mea, Lydia, zice, ce să fie bine și ce să nu fie bine? Dar spune-ne acum, e bine sau nu-i bine? Dar ce să fie bine și ce să nu fie bine? Păi zice, uite, vrem să ne botezăm. Și zice, l-am primit pe Domnul Iisus în inima noastră și vrem să-L slujim tot restul vieții. Și Lydia repede mă strigă și zice, mami, mami, vine în grădină la mine cu fetele. Mami, zice, uite ce m-au răspuns fetele. Eu atunci am început să plâng. Și am zis, uite, răspunsul Domnului, numai m-am gândit și tânjam după lucrarea și tânjesc ca sufletele. Ăsta e scopul, de fapt, scopul primordial pentru care suntem aici. Și toate lucrările care se fac trebuie să lucreze împreună spre mântuirea sufletelor. Și m-am bucurat foarte mult și credem că asta e rodul muncii noastre și efortului pe care l-am depus, pentru că nu a fost ușor, a fost foarte greu și suntem și noi oameni. De multe ori ni s-a părut că e peste puterile noastre, dar Domnul ne-a dat izbândă și nu avem cuvinte să mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care El a făcut-o cu sufletele. Și atunci suntem și noi încurajați să mergem mai departe cu lucrările care le avem. When my mother was still alive, she tells me that it is not good to do something like that. And after that, now Estera, my mom died, and Estera told me that she all the time in the night we sit around the fire. She all the time teach us it is not good. You must do like this and like this. And now I started to know about God and. My sisters, they always read me something from the Bible, and now I started to know things about God, and I think that I thought to myself that I have to look for where God is and to do His will and to tell other people that doesn't know Him about Him. And before, my life was not good. It was bad, and I was feel very pained, and it was not good. Now, I feel after I changed my life, I feel very good, happy. I went to Lydia and said, can I be baptized and do what God wants me to do, to tell others and to stop hating people and to stop insulting and fighting. And she said, yes, you can. And I always pray to God to help me, and then I baptized now. Last week, me and Jacob and Lucia, we went to other people and we talked about God, and Jacob read something from the Bible and we prayed together and we sing it, and we came home. Well, I want to preach, and I want to be a music teacher too, and to preach the gospel. Și cuvântul Domnului ne-a învățat că trebuie să ne rugăm neîncetat. Tot din cuvântul lui Dumnezeu învățăm că trebuie să stăruim în rugăciune. Deseori noi credem că facem noi ceva. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne lasă să aducem și din peștii noștri. Exact ca ucenicii pe mare. Nu ei au prins pești, Domnul a dus în mreajă, dar a spus Iisus, aduceți din peștii care i-ați prins. M-am uitat aici cum puterea lui Dumnezeu este peste Africa. Africa este un ținut deja unde Duhul lui Dumnezeu se mișcă puternic. Și Dumnezeu ne-a iubit pe toți împreună și a dat pe singurul lui Fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Sigur că venind aici am gândit că să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru mine, în mod sincer, Africa m-a schimbat, nu eu. Eu am venit cu gândul să fac și eu cât pot. În 20 de zile ce poți să faci? Nu știi cum să te împarți, să te duci acolo, să vezi și cum merg bisericile, să încerci să faci consolidare spirituală, să fie botez, să fie binecuvântare de copii și alte lucruri. Dar eu simt că Africa a lăsat o urmă în inima mea până în ziua veșniciei și niciodată nu o să uit. E o provocare pentru noi. Dumnezeu ne-a ajutat să ne implicăm în foarte multe sate, în evangelizare, în plantare de biserici. Și un alt lucru pe care vrem să-l facem în toată această lucrare de lărgirea Împărăției Lui Dumnezeu este de a ridica lideri spirituali. În acest sens ne-am rugat și Dumnezeu ne-a pus pe inimă o sumedenie de lucruri care urmează prin Harul Lui Dumnezeu să le împlinim. Așa se face că anul acesta dorim să construim aici în bază o școală biblică. O școală biblică în care bushmenii să poată să învețe mai multe despre Domnul. Acești oameni care nu cunosc să citească, să scrie, dorim să-i învățăm lucrurile de bază, dorim să-i învățăm să poată să citească, să poată să studieze. Sunt oameni foarte capabili, oameni care sunt capabili să rețină foarte multe lucruri pentru că mintea lor este limpede, este curată, nu este umplută cu nimic. Vrem să umplem mintea acestor oameni cu Cuvântul Lui Dumnezeu, care poate să-i schimbe. Și credem că în viitorul apropiat, aici în baza Kalahari New Hope, Dumnezeu va deschide o școală biblică cu bushmeni. Și prin acești oameni să putem să ducem Evanghelia în Africa, în Asia, în Europa și ei să poată să devină o binecuvântare. Cea mai mare nevoie este formarea de lideri. Asta am vorbit și în urmă cu 2 ani și acum nu mai permite amânare, va trebui să începem aici o școală biblică la nivelul care se poate și să avem oameni din fiecare locație care să poată continua și să predea lucruri elementare, morală creștină. Ei trebuie și educați mai întâi și apoi, civilizați, sunt multe lucruri. Deci apa aici la noi la o adâncime, începe de la o adâncime de 80 de metri, dar de fapt fântâna adâncă de 160 de metri, cam așa aproximativ, 160-180, foarte sigur nu știu, cam așa aproximativ. Și atunci ce se întâmplă când se mai strânge în timpul sezonului ploios, se mai strânge în câte un lăculeț, se mai strânge apă. Au vacile sau animalele sălbatice au de băut și măgarii, ce animaluțe mai avem pe aici, din lacurile respective și când se gata e o mare problemă, fiecare că apră, fiecare măgar, fiecare din fântână de aici. Da, mai este o fântână la 3 km de noi, dar fiecare om să spele și sunt familiile numeroase, deci nu e suficientă apa. Am început, cum vă spuneam, să evangelizăm această zonă. Să ducem Cuvântul lui Dumnezeu acestor oameni. Dar a fost greu. Într-o zonă în care oamenii aceștia nu au un dialect scris, o limbă scrisă, o zonă în care foarte puțini dintre ei cunosc limba engleză, ne-a fost foarte greu să putem să ajungem la inima acestor oameni. Dar prin Harul lui Dumnezeu ne-am bucurat de faptul că Dumnezeu a atins inima băiatului meu, Dani, care actualmente are 18 ani și a învățat foarte repede Afrikaans, o limbă cunoscută de mulți bushmeni și a învățat chiar și bushmena, limba San și asta ne-a ajutat foarte mult în relația noastră și în tot ceea ce am făcut aici pentru că am putut să ne apropiem mult mai ușor de acești oameni. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca în viitor apropiat să putem, prin Harul lui Dumnezeu, să avem o Biblie în limba bushmenă. Asta este un proiect pentru care ne rugăm și am luat de legătura cu diferiți frați de peste tot, care am văzut că au început să pună umărul la această lucrare și doresc ca în viitor apropiat bushmenii să poată să aibă o Biblie în limba lor natală. I must say that since we have taken our Kalahari New Hope as one of our partners, and I can say proudly that Kalahari New Hope is the only one so far which is working closely with the Prime Minister and generally looking after this community, not just only going to the community and disappear, but go in there with the community, working with them, staying with them, basically living the life that those people are living there. And basically meaning that becoming part of that society. That is a very unique setup in Namibia for NGOs. This project is meant to be a bigger one later on, including the rest of San people in Namibia, not only in the Umatako constituency. Sigur că viziunea asta pe care noi o împărtășim împreună cu frații din România, că faptul că s-a creat un board de câțiva păstori în România, frați care au simțit cu lucrarea de aici, frați care, noi suntem un fel de vocea lui Dumnezeu prin bisericile pe unde mergem în România, am încercat să fim trâmbița lui Dumnezeu și să... Poporul român este un popor care atunci când se roagă și cere de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a ascultat de atâtea ori. Eu socotesc că poate printre puține popoare din Europa sunt pregătite atât de bine, duhovnicește, spiritual, echipați, ca să poată să facă misiune în locuri grele, misiune externă. No, really, Romanian people, the way I see them is that they should really get involved here, and I just hope that the government also accepts them, you know, and to encourage them to push the word of the Lord and education as well. Cum am spus și cu alte ocazii și interviuri, este timpul nostru. Eu cred că este timpul României. Mă uitam chiar acum când am văzut la poartă steagul românesc și al Namibiei. Așa o emoție sfântă m-a cuprins. Toate ne spun că este vremea României, planeta întreagă, mulți lideri cu care m-am întâlnit spun că Dumnezeu le-a vorbit că este timpul nostru. Și într-adevăr, românii pot să facă agricultură, să defrișeze, să taie cu drujba copaci, să scoată rădăcini, să facă pustia să înflorească. Aici este un miracol. Hectarele de porumb, de fasole, toată Namibia e pustie și aici este un Eden, aici este o oază, așa ceva, e un miracol. Știm că va fi o nouă generație de copii, o nouă generație din care Dumnezeu va ridica lucrători și asta ne încântă foarte mult și dacă avem o satisfacție sufletească în lucrare, e satisfacția că omnii se pocăiesc și copiii cresc și se pocăiesc și o să ne putem baza pe ei pentru a face ucenicii, a să răspândi Evanghelia mult mai ușor. Lucrarea lui Dumnezeu. Eu socotesc că odată mântuiți, cea mai mare onoare și cel mai mare har pe care ne-l dă Dumnezeu este să slujim pe Dumnezeu. Când ne uităm în trecut, când ne uităm în prezent, când ne uităm în viitor, vedem că Dumnezeu este la cârma acestei lucrări. Credem că acela care a început această lucrare are puterea să o ducă la bun sfârșit. Într-adevăr, lucrarea este foarte mare și nevoile sunt foarte mari. Sunt atâtea proiecte care le-am început, sunt atâtea lucrări care au fost începute. Credem că Dumnezeu are resurse. Rugăciunea și dorința noastră este ca Dumnezeu să ne dea putere, să devenim oameni spirituali, oameni duhovnicești, oameni care să înțelegem și să simțim ceea ce Dumnezeu simte, să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să înțelegem și să putem să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem în această zonă. Ne rugăm ca Domnul să ne dea oameni care să stea în spărtură, oameni care să se roage pentru acest proiect, oameni care să susțină acest proiect în rugăciune, în post, oameni care să stea în spatele acestei lucrări și să devină acei Moise și Aron care să țină standardul acestei lucrări și credem că atunci lucrarea va înainta. Ne rugăm pentru voluntari. Avem nevoie de voluntari cu pasiune. Întotdeauna când vorbesc undeva despre nevoia lucrării, cred că cea mai mare nevoie este nevoia de rugăciune. Un alt lucru pentru care ne rugăm este nevoia de lucrători. Domnul Iisus spune, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrători. Lucrători destoinici, lucrători care sunt capabili să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, lucrători care să simtă cu acești oameni, lucrători care să fie dispuși să se jertfească pentru acești oameni, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să fie capabil să facă tot ceea ce este nevoie, să lucreze împreună cu ei în toate aceste departamente și domenii. Ne rugăm pentru toți acești oameni și dorim ca prin Harul lui Dumnezeu să-i avem în mijlocul nostru și împreună cu ei să putem să extindem Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!